Salutare! Bine ați venit înapoi la noi la Îndodi. Astăzi vorbim în continuare despre cartea lui Michael Kummer, Problema autorității politice, și astăzi discutăm despre războaie și apărarea societății. Dar înainte de chestia asta, vă rog să ne dați un like ca să meargă algoritmul lui YouTube și dacă nu vă plac subiectele, puteți să luați like-ul înapoi. Share, subscribe, clopoțelul știți deja. Mulțumim suporterilor noștri de pe Patreon și de pe conturile de cripto. Uite, luarea like-ului înapoi. Erau glumă. Luarea... Ba nu, poți să lași. Donația în libertarianism, spune Rothbard, nu e... Dacă ai donat, așa rămâne. Deci transferul rămâne. În chestia asta cu like-ul, like-ul poate fi luat înapoi. Deci pe libertarianism autentic, like-ul trebuie să rămână. Păi da, deci odată făcută donația, odată făcut transferul, nu-l poți anula. Da, noi îl cerem ca un credit. Da, exact. Creditul poți să... E un fel de închiriere a unui like. Mergi. Mă mulțumesc cu asta. Ok. Problema apărării societății. Dacă în... capitolele precedente am discutat despre apărarea individuală, da, și felul în care se dispensează justiția, care e oarecum legată tot așa la nivel de individ, problema se pune ce ne facem cu agresiunea colectivă. Dacă agresiunea individuală o putem stăpâni, cum s-ar ocupa o societate libertariană de apărarea tuturor cetățenilor ei la un loc în același timp. Nu? Aici, ca să deraiem de la început, okay. zicem așa. Cum te aperi de niște puteri mari? Da. Păi, întrebarea ar fi cum te aperi astăzi de o majoritate democratică? Cam greu. E cam la fel. Poate și mai greu. Probabil că soluțiile o să fie aceleași. De ce mai greu? Pentru că ăștia sunt mai legitimi. Majoritatea democratică e mult mai legitimă. Așa, rușii nu sunt legitimi dacă vin peste tine. Tu zici un... Cele două scenarii. La 99% sau rușii? Te referi la un spectru de legitimitate așa? Sau că ei cred că sunt mai îndreptățiți? În percepția publică, da. Ei cred că sunt îndreptățiți. Dar ideea e că și majoritatea asta e anti-Putin. Uitate din România, de exemplu. Mm. În timp ce dincolo ai un agresor extern și na, poți să fugi, poți să... Da, tot o încurci. Bine, dacă e să o spunem pe șleau, de asta e principalul contraargument atunci când vine lumea să zică, domne, vreau stat anarhocapitalist, lumea zice, păi... Și când vin rușii peste tine, asta în România, în alte părți când vin ei alți peste tine, de exemplu, dacă vrea să-și facă... Mexicani. Da, dacă vor să-și facă vreun cartel din Mexic, nu spunem care, stat anarcho-capitalist cu Germania. Blackjack, drugs and hookers, Germania o să vină americanii peste ei. În afară, Germania nazistă. Ce faci dacă e o comunitate mică libertariană și vine... Germania nazistă. Aici lipsește ce zicea Humără cu vreo două capitole, analiza comparativă. Tot timpul comparăm sisteme. Omul care aduce obiecția asta nu își pune întrebarea, da, dar ce ar face un stat în acea comunitate mică? Deci nu ajunge să arăți limitele. Analiza comparativă, da, e să zici, ok, n-ar face față comunitatea mică libertariană. Ok, și ar face un stat în comunitatea aia mică? Pentru că asta e comparație. Ideea e că la fel tot n-ar face nimic. Da, adică comparația rămâne și între o asociație de proprietari din anarcocapitalism și un stat mic de astăzi. Ce face un stat mic? Și discuția lui Kummer că merge de multe ori în jurul ideii că nu e clar că întotdeauna răspunsul la o înarmare este... Nu, dar poate fi și mai bună societatea aia mică anarhocapitalistă. Deci că noi facem comparații. Poate aia guvernamentală rezistă, nu știu, 10 minute și asta anarhocapitalistă rezistă 15. De ce? Pentru că e mai ușor să controlezi, că n-ai un stat deja instituit.
decât dacă ai niște oameni descentralizați pe acolo. Și trebuie să iei bucățică cu bucățică. Da, tu așa ai deja. Și sunt exemplele astea de, uite, Marea Britanie a guvernat India pentru că aveau deja chestii. Infrastructura de stat. În timp ce dacă n-ai nimic acolo, trebuie să o faci tu. Ori asta înseamnă niște costuri, înseamnă ăia se ascund prin munțe, nu e așa ușor. Și mai ales contează dacă toată lumea e... faci parte din rezistență, pentru că de obicei noi când ne ducem cu gândul la se ascund prin munți, ne gândim la propria noastră experiență. Poveste, mă rog. Da? Care n-a fost încununată de succes. De alții pe scenă internațională când zic că se duc în munți, se gândească la Afganistan, care a fost încununat de succes, nu odată, de două, de trei, de patru ori, depinde la ce epocă te referi. Da, asta arată că poți rezista și în condiții de-astea vitrege. De arme puține, oameni puțini, da. Disproporție de disproporționalitate de tehnică militară. Deci nici acolo nu ești pierdut, chiar și în situația asta în care pare că ești mâncat, nu ai nicio... E cum mă zice, nu, poți avea gherilă, poți avea rezistență prin cultură. Deci, bine, vorbește de tactici pacifiste, mă rog. Da, nesupuneri civile, Nu cooperează. Care nu sunt deloc rele, tocmai. Da. Și înșire la un moment dat tot fel de forme de nesupuneri civile, greve fiscale, boicot, bețe în roate. Bine, pe mine mă amuză un pic, câteodată mă amuză exemplele date de el, pentru că la războiul de gherilă, toți libertarienii de coloratura americană iau în brațe războiul din Vietnam, ceea ce nu e cazul, acolo nu a fost războiul de gherilă, în primul nu a fost războiul de gherilă și nu războiul de gherilă a câștigat și toată lumea îi place și aș vrea să corectăm chestia asta pentru că e puțin absurdă deja. Pentru toată lumea, exemplul la războiul de gherilă tinde să fie Vietnamul. Spune, domne, au venit americanii și a bătut Vietcongul cu bețe și toiage. Și asta s-a întâmplat acolo. Nu s-a întâmplat asta. În primul rând, problema din spatele războiului din Vietnam a început oarecum tot cu o decizie proastă, dacă stăm să ne uităm care e baza tuturor conflictelor și în Orientul Mijlociu și în ce, toate au pornit de la o decizie proastă a marilor puteri, care au integrat... Deci un cumul de decizii proaste. Da, și care după aia a fost urmat de o decizie proastă. Un pic mai încolo, Humor vorbește de o spirală la care o să revenim, dar în cazul ăsta avem spirale de decizii proaste, în general. Ale marilor puteri. Alea nu erau gherile? În Vietnam erau gherile. Au început ca gherile, dar cine a câștigat războiul nu au fost gherile. Ce zici tu mai doar că n-au câștigat. Că au câștigat americanii, de fapt, formal. N-a câștigat nimeni, asta e. După război, oricum nu câștigă nimeni. Nu. Stai. Deci, problema începe așa, la finalul cel de-al doilea război mondial, aliații au împărțit Vietnamul în două, până și trupele, deci Vietnamul fusese ocupat de japonezi în timpul cel de-al doilea război mondial, fusese instaurat acolo un împărat al Vietnamului cu scop de client de stat, client stat a servit către japonezi și la finalul războiului, aliații au spus ce e la nord de paralela 16, îi se prădă lui Chiang Kai-shek pentru că trebuia să câștige și China ceva, pentru că China ajunsese să fac parte din aliați, că mă rog, acum ne băteam cu Japonia, China se bătea cu Japonia din 1937 și prin urmare ce a fost la nord de... Deci practic aliații au creat Vietnamul de nord. Prin decizia ca de la 16, de la paralela 16 în sus să se predea lui Chiang Kai-shek și de la paralela 16 în jos să se predea englezilor. Englezii au acceptat predarea în
Saigon, mi se pare, și ăilalți în Hanoi, nu? Hanoi e sus și Saigon e jos. Și ăilalți în Hanoi. Și prin urmare, imediat după aia s-a proclamat o Republică Populară Comunistă de către Ho Chi Minh în nord, în nordul care s-a predat chinezilor și care a vrut să se extindă și în sud, dar în sud britanicii au returnat teritoriul la status quo de dinainte de război, adică colonia franceză. Francezii s-au bătut cu gherilele respective din 45 până în 54. În 54 se semnează prima pace de la Geneva, care ea a fost semnată oarecum pe spinarea acordului de încetare a războiului dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Dar nu a fost principal, ci a fost așa ceva, ok, hai să rezolvăm și problema asta ca să scăpăm de... Să fie liniște. Ca să fie liniște acolo. Și problema n-a fost numai a Vietnamului, pentru că teritoriile franceze din Indochina conțineau de asemenea și Laos, Cambodgia și încă una. Cine mai e lângă Vietnam? Laos, Cambodgia? Deschide... Nu, lăsați. Mă rog. Îl pui după aia la editor. Da, o să... Probabil l-ați citit aici sus, da? Ok. Ideea este așa, că la această conferință s-a ajuns de acord ca în partea de nord să fie o... Deci, ideea e că francezii fuseseră cam înfrânți în acest război, dar au ieșit mai câștigați decât ar fi trebuit. Pentru că în partea de nord, comuniștii conduși de Ho Chi Minh au declarat o republică. În partea de sud s-a instaurat o altă republică, statul vietnamez, care era susținut de americani. Cu sudiștii, tu asta. Și trebuia, da. Și trebuia, deci chestia asta se întâmplă în 54 și trebuia ca în 56 să se țină un referendum de unificare al Vietnamului. Deci nu ar fi trebuit să fie împărțit între Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud. Problema a fost în felul următor. Americanii nu au semnat niciodată acest tratat și nici cei din Vietnamul de Sud nu au semnat acest tratat. Nici comuniștii care l-au semnat nu l-au respectat. În sensul că, și aici vine problema, una dintre lucrurile pe care acest tratat le prevedeau era, în primul rând, că granița s-a mutat de la paralela 16 la paralela 17, deci clar câștigaseră ceva comuniștii. A fost o zonă demilitarizată în jurul acelei paralele. Stai, nu merg în sus paralelele? Sau nu, că suntem în emisfera sud. În sud, ok. Așa. Sunt tare pe geografie. În jurul acestei paralele era o zonă demilitarizată și pentru 300 sau 400 de zile, nu mai știu exact, trebuia asigurată libertatea de mișcare a poporului. Deci ăia puteau să treacă dintr-o parte în alta a acestei linii de demarcații oricât, de oricâte ori vreau ei liber să nu-i oprească nimeni. În timpul acestei zone, în timpul acestei perioade durate, mersi, circa 3 milioane de vietnamezi din nord au fugit în sud. Asta, deși, așa cum îi știm bunii comuniști, îi luau la bătaie, îi și împușcau, încercau să-i întoarcă de la graniță, încercau să-i țină în nord cu forța. În acest răstimp, 100.000 de vietnamezi din sud au mers în nord. Asta ca să fie clar unde își dorea fiecare să stea. Și ceva de gen vreo 40.000 de gherilă Vietcong s-ar fi returnat în nord, dar ei ar fi trebuit să plece toți pe perioada asta din sud. Ceea ce n-au făcut-o. Deci ideea e că nici comuniștii n-au respectat tratatul pe care îl semnaseră, nici capitaliștii, mă rog, democrații din sud, dar și nu prea sunt democrați, că sunt doar aliați cu SUA, nu l-au respectat, dar măcar ei nici măcar nu semnaseră. Ideea e că acest referendum... N-a însemnat nimic.
acest referendum nu a mai fost organizat și au început noi conflicte între nord și sud, începând cu 1957. Implicarea americană în război a fost general doar suport, mă rog, inițial a fost doar military advisors. Consilier? Să zicem, da, consilier militar. Echipament, tehnică de luptă, după care au avut și susținere aeriană. Aeriană și navală. Problema a fost următoarea, că în răstimpul ăsta, da, China toată căzuse, se terminase războiul civil, căzuse sub comunism, Uniunea Sovietică era încă aliată cu China, își răspândea comunismul în zonă. Celelalte state care fuseseră eliberate în regate. Ia mai dacă mi-aduc aminte care era al treilea. Celelalte state care fuseseră eliberate, da, atunci în urma conflictului respectiv. Deci francezii s-au retras. În urma acordului lui de la Genova, francezii s-au retras. Și practic și-au câștigat independența toate statele care făceau parte din asta, în ele instituindu-se monarhii locale. Toate aceste monarhii după 1956 au fost infiltrate de comuniști. Au avut loc revolte populare comuniste la care Vietnamul de Nord s-a băgat. Deci problema este în zona respectivă, Vietnamul de Nord a avut grijă să a reușit să extindă conflictul. În sensul că pe absolut toate aceste revolte populare, ei s-au apucat să le susțină. De asta au ajuns, că ne întrebam noi niște emisiuni în urmă, ce căutau americanii în Cambodgia și în Laos în timpul războiului din Viena. Păi de asta, pentru că războiul s-a întins, pentru că l-au întins comuniștii atunci. Bun. În 1965 apar primele trupe americane în Vietnam. Boots on the ground. Prima mișcare. Între 65 și 67, cât americanii s-au implicat activ în războiul respectiv, i-au bătut pe comuniști pe toate fronturile. Deci peste tot. Problema cu războiul din Vietnam a fost așa. Ea a fost purtată într-o epocă în care accesul presei și interferența presei în politic era în creștere. Doi la mână, ăsta mareșalul, tipul care era pus să controleze trupele americane, da, din partea americanilor, a avut parte de un PR prost și prin urmare, deși războiul era ca și câștigat pe teren, în clipa în care s-a declanșat o chestie care s-a numit ofensiva Tet, ăștia au declanșat-o, vietnamezii din nord au declanșat-o la câteva săptămâni după ce mareșalul ăsta a apucat să spună că finalul războiului se vede. Ăștia sunt ca și terminați și finalul războiului se vede. Ăștia au declanșat ofensiva. Ofensiva respectivă, bineînțeles că i-a făcut praf mai mult pe ei, pe comunii. Adică doctrina de luptă vietnameză era de inspirație sovietică. Doctrina de luptă sovietică era fugiți, luați pușca de la ala din față, care a murit. Nu vă trebuie pușcă tuturor, împărțiți. Sharing is caring. Și bineînțeles că s-au epuizat. Deci ofensiva Tet la nivel tactic a fost un dezastru. La nivel strategic însă a reprezentat o victorie, pentru că publicului american i s-a prezentat un contrast, o idee că băi, ăștia te mint, mor în Vietnam degeaba, oricum, oamenii. Oricum era perioada hippie și erau toți pacifiști. Exact.
Domino, teoria dominoului e doar o teorie, ăștia nu au contact cu realitatea, don't trust the man, nu știu ce. Motiv pentru care americanii s-au retras din Vietnam. Și odată ce... și a mai fost o chestie. Au fost și alegeri. Și Nixon a fost cel care a candidat pe platforma I'm gonna get our troops out of Iraq. Pardon, din Vietnam. Și el a câștigat alegerile. Prin urmare, i-a scos din Vietnam. Americanii s-au retras din Vietnam în timpul războiului și au oferit numai suport tehnologic din 1969 și până în 1972 sau 74, când a mai fost semnată o pace. Apropo, în tot timpul ăsta, comuniștii au inițiat o teorie de negociere care s-a numit, o spune și Humor, sau nu o spune Humor aici, care s-a numit luptă cât discuți și discută cât lupți. În sensul că ei erau la masa negocierilor pentru pace, vorba vine, dar cât timp negociau, afară se trăgea. Încălcau armistițiile pe care le făceau ca să-și îmbunătățească pozițiile și după aia veneau înapoi la masa de negociere. Dom'le, avem alte poziții. Negociem altfel. Înțelegeți? Și pe... Sincer. Pe sistemul ăsta. Și, mă rog, ideea e că oricum ar fi fost în 1900... Iarăși, nu mai știu dacă în 72 sau 74 se semnează o pace între Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud. Dar deja aici nu mai discutăm de război de gherilă, da? Deja aici discutăm de două armate rivale care se băteau între ele. Deci nordul, americanii au plecat din Vietnam, nu au fost înfrânți de ăia. Și dacă stăteau, îi băteau. Pentru că atât cât au stat, i-au bătut. Numai că s-a schimbat voința politică pentru acest război. Ok, și mă rog, ca să închei două lucruri mai am de zis. Au semnat pacea în 72 sau 74, s-a încălcat imediat de către Vietnamul de Nord, a continuat războiul și în 2 ani a avut loc căderea Saigonului și acea imagine faimoasă cu elicopterul care se evacuează de pe E faimoasă, de pe acoperișul ambasadei. Deci de ce n-ar avea dreptate Humor? Că Humor poate să răspund în două feluri. Una e că n-au rămas, n-au guvernat, n-au administrat regiuni și au plecat. Și doi ar putea răspunde, ok, Valis, dau dreptate că nu i-a gonit gherila, ci i-a gonit cultura. Din America, hipiotă și nu știu ce. Adică argumentul 2. E argumentul 2, dar eu nu spun că argumentul 2 nu e valid. Nu spun, doar atâta, spun că ăsta nu e un exemplu corect. Și el este folosit foarte des. Da. Nu e un exemplu corect în felul în care este folosit. Ar putea fi sensul ăla în care ziceam eu că n-au triumfat americanii, n-au fost 1000 de ani acolo și nu au plecat. Nu, dar și nici n-au intrat. Adică nu au fost niciodată. Dar tu zici că nu i-au gândit gherile. La Paris. Unul la mână nu i-au gândit gherile și doi la mână nici măcar nu s-au implicat puternic în război. N-au intrat la paritate acolo. Adică, din punct de vedere militar, Vietnamul de Sud a avut mobilizați mult mai mulți oameni decât au avut americanii acolo. Deci a fost o intervenție relativ restrânsă. Scopul lor era să-i ajute pe armata Vietnamului de Sud să câștige. Așa intră ca în Irak. Intră în câteva zile. Când au intrat în Irak, da, s-a văzut. În 3 zile s-a terminat. Uite, apropo de... Nu s-a terminat, adică cum ar cap. Apar teroriștii, celulele. Corect. Zi. Că uite cât de important este PR-ul, cât de importantă e imaginea, cât de importantă e povestea, narativa. A câștigat un război fără gloanțe. În războiul intern în care au vrut să-i aducă trupele înapoi. Ce ai zis tu, Adinea? La fel contează și în zilele noastre mai mult. Sunt mai multe canale. Poate să pară că te uiți pe niște știri speciale, sunt ascunse, știu eu, un site unde să spune adevărul. Și oamenii o să-și conducă societatea, pentru că nimeni nu poate să conducă societatea decât oamenii în fiecare
luați împreună. O să conducă societatea după valorile pe care le au. Și valorile de unde și le au? Păi, e mai ușor să crezi ce ești pregătit să crezi, ce ți se spune la televizor, sau poți să crezi invers, special să crezi că ăștia te mint. Ideal ar fi să cauți adevărul. Unde vreau să ajung este că nesupunerea este întotdeauna soluția. Oamenii astăzi cred în povestea că sistemul e bun, repetăm, sistemul e bun, dar trebuie să găsim acei îngeri, acei oameni nepătați, supra-oameni. Dacă oamenii cultural ar fi mai pretențioși cu viața lor, să ceară mai mult. Să zică, să se întrebe, sunt eu liber astăzi sau hotărăsc alții pentru mine? Hai să fiu mai liber. Păi cum să poate? O să fie greu? Poate o să fie greu. Poate e de ajuns să zic nu. Nu vreau să fac chestia asta. Ați dat voi o lege. Nu mă interesează. N-am semnat nimic. Da, Pepsi aia, there for more. Ideea e că el să-și dorească mai mult, trebuie să știe ce înseamnă mai mult. Da. Dacă tu n-ai auzit de ideea de viață veșnică, nu o să spui problema unei vieți veșnice, indiferent de cine livrează asta, un salvan sau Dumnezeu. Cineva trebuie să zică, uite, există și, într-adevăr, e o chestie calitativ superioară la ce avem noi, știi, viața terestră. Și să ai curaj, la fel și aici, să ai curaj să o urmărești. Benchmark-ul lui rămâne tot social-democrația, deci el nu e familiarizat cu liberalismul clasic, nu sunt dascălei, dar minte omul obișnuit. Și n-are de unde să... Pentru el mai bun înseamnă socialist bun și competent. Asta înseamnă mai binele. Pentru el privatizarea tribunalelor nu e mai bun. E mai rău. Înseamnă că nu mai există tribunale. Noi putem să înțelegem că dacă dispare serviciul, deci dacă nu mai e făcut de aici e principala, da, da, da. Dacă nu mai e făcut de stat, înseamnă că dacă statul nu mai cultivă porumb, nu se mai cultivă porumb. Da. Asta e, tu cu asta te ba, lupți. Chiar am auzit argumentul, dacă n-am dat subvenții și am cumpărat numai de unde e mai ieftin, păi n-ar mai face ai noștri. Cred că n-am apucat să o zic vreodată. Ok, poți să înțeleg că trebuie să știi cum să faci lucrurile, să nu uiți. Așa cum ar trebui să nu uiți să fii liber. Sau să nu uiți de ce a fost revoluția din 89. Și ce faci? Păi ține cunoașterea, savoir-faire, know-how. Cum facem porumb? Păi facem porumb așa. Trebuie să faci neapărat porumb. Uite, era argumentul ăsta cu domne, noi nu mai producem nimic. Nimic, totul luăm de la străini. Și zicea un amic, păi, ce le dai ălora la schimb? Că doar nu ți le dau gratis. Vine puiul din Ungaria, tu trebuie să-i dai ălui același. Deci dacă excludem scenariul ăsta în care sunt niște donații, trebuie să faci și tu ceva, știi? Că expoți forță de muncă, că nu știu, ai programat, trebuie să-i dai ceva. Știi? Resurse. Produci ceva, nu produci cât Elveția, dar produci ceva. Că aia nu ți le dau pe gratis. Nu, că noi nu mai produci. Ba da, produci ceva, nu e adevărat. Nu produci nimic. Nu, mă rog, să zicem că faci distinția aici, că în loc să produci valoare, să adaugi valoare la materiale, tu vinzi foarte ieftin. Resurse, gaze, chiar și așa. Resursele alea le produci, le extragi. Nu. Poate nu-ți permiți. Până și pe alea le extrag poate străinii. Nu-ți permiți ca să faci, să ajungi la mobilier de la cherestea, tu ai niște costuri, știi? Poate nu ai capital, nu ai, nu știu, ești din comunism, ești privat de capital. Știi? Mai zicea Vlad Topan, există de asta de valoare de diminuare. E posibil ca ce faci tu să fie mai ieftin. Deci cherestea o să fie mai scumpă decât, adică mai bine îl lași așa decât să... Prelucrarea nu crește valoare în mod necesar. O să o scadă. S-a dus Vidoghezo la un țăran. Ce? Vidoghezo era un sculptor. Ok. Nici eu nu știam, dar în baza bancului știu. Și s-a dus la un țăran, a văzut un nuc frumos și a văzut o sculptură acolo. Și a zis, măi, îmi dai mie nucul ăsta? Sigur, veniți diseară. Și s-a întors și era tăiat frumos, făcut bucăți. Și Vidoghezo a zis, acum chiar că-s pănicării. Că ce? Acum chiar că spănicării. Adică n-a rezolvat nimic, mă rog. Dar asta ilustrează foarte bine
Este asta mai bine, îl lăsai netăiat. Nu, păi nu, ai niște cartofi, să zicem, sunt mai, au o valoare mai mare sau un preț mai mare de cineva care face o băcătar prost, să zicem, face o mâncare de cartofi, nu are niciun gust. Deci mai bine nu făceai, știi? Asta nu înțeleg oamenii. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le faci, apropo de discuția asta cu drumurile și autostrăzile. Nu sunt... Nu în sensul că nu ar trebui să faci deloc drumuri, ci în sensul că nu trebuie făcut în Comarnic sau nu trebuie făcut nu știu unde, într-un sat cu doi oameni, tu bagi miliarde de euro la un sat cu doi oameni. Păi mai bine îi aduci în București, le plătești pensii speciale, îi ții pe viață, știi, decât să faci, să tragi drumul ăla, știi că... Asta nu înțeleg oamenii. Da, e un calcul simplu de costuri. Nu, cât că costă, din exemplu tău, să-i muți pe cei 20 oameni. Dar ei nu vor să se mute. Ca la mineri, mai bine le plăteai să nu lucreze, știi? Da. Apropo de drumuri de stat, de stat, asta trebuie să o povestesc. Am văzut prin în ce județ e Sighișoara? Mureș? Wikipedia. Mureș, cred că da. Deci prin zona Sighișoarei am văzut niște drumuri județene fantastice. Erau proaspăt refăcute, așa, mergeau în paralel cu șina de tren, de asta am avut ocazia să mă uit la el foarte, foarte atent. Era drumul refăcut frumos, asfaltat, așa, și din loc în loc se făcea din el o cale. Da? Calea aia, la intersecția cu drumul, era frumos marcată, deci asfaltul se ducea așa, era cu de la cu... și pe lateral pus și trasat pe mijloc și aia unde se oprească ăla ca să dea așa și 10 metri. Ce să zic? 10 metri. De aici 5. Și până aici. Atâta era asfaltul. Da, și în continuare. Da, așa e peste tot. La. Da, așa se fac proiectele. No, dar la. Ca să nu mai vorbesc de faptul că drumul ăsta era refăcut început dintr-o parte la un moment dat. În mijlocul drumului să terminaseră fondurile sau ceva, că nu mai lucrau la el, deci nu că ar fi fost echipaje pe acolo sau ceva, nu, pur și simplu, deci până aici l-am făcut, dar aici încolo nu mai e făcut. Mai merge, trenul merge, face mult și merge încet, așa că ai timp să te uiți peste tot, da? Și porțiune cât de aici până, nu știu, câțiva kilometri, drumul era jalnic, era piatră... de asta, de zici că conduc la raliuri, pe pietriș din ăla, așa, cârtoape, așa, nu era macadam, se vede că acolo fusese drum odată, adică erau gropi formate într-un asfalt pus pe vremea lui Ceaușescu, probabil. Astea sunt mai rele decât pământul. Asta încercam să explic. Și la un moment dat începe... Iar asfalt bun. Dar doar pe porțiunea aia și... Fix văzusem, era tot în porțiunea aia, era unul care mergea cu mașina pe acolo. Racul de el, îți dai seama. Vii pe un drum de ăsta, vezi că e bine refăcut, nu mai vorbim de drumul din care se termină în șanț, DN, lasă-l pe ăla. Vii pe un drum de ăsta, vezi, mamă, e făcut, e la cheie. Uite și toate ieșirile alea, chiar dacă nu duc nicăieri, arată perfect. Bengor. Și te duci pe el cu încredere și dintr-o dată... dispare. Uite, pe vremea lui Ceaușescu la CAP, la rândul de porumb de un kilometru și să pai 10 metri la început, 10 la sfârșit. Așa și cu asta. Da, păi cam așa. De ce CFR-ul are partea asta bună, că te lasă să vezi geografia patriei, știi? Îți dă timp să o vezi, de nu se poate. Deci te face să-ți retrăiești. Lasă 8 așa. Da. Unul dintre lucrurile la care trebuie să ne gândim atunci când ne gândim la războiul între state și mai ales privit prin perspectivă anarhocapitalistă, este de ce ar intra un stat peste un alt stat? De ce au intrat? Iei omul de pe stradă care nu știe doi bani, îi întreb de ce au intrat americanii în Irak? Pentru petrol! Las că aveau petrol să-și pună și în cap. Au avut alte motive pentru care au intrat în Irak, nu stăteau ei în petrolul ăla. Dar lumea așa calculează. De ce au intrat americanii în Irak? Pentru petrol. De ce intră un stat peste altul ca să ia nu știu ce? Resurse, da. Pământuri... Pe asta ar fi mai general, pentru resurse. Pe scurt, pentru profit.
Da. Nu neapărat pentru resurse, pentru profit. Și atunci... Bine, stai. Dacă îi resurse generic. Dacă îi luat cu forța, limba română așa zice, să profiți de. Totuși, profitul ar trebui păstrat la creat valoare pentru oameni și câștigat dintr-un schimb voluntar. Pe când, pe limba română, da, ai profitat. Pot spune că resurse mai general, știi? Da. Poate include și profitul. Da, da, le fur și banii lor, nu doar... Ideea este că trebuie să aibă, să scoată din antrepriză, să merită, să nu-i spun da. Afacere, da? Mai mult decât bagă în ea. Da. Că altfel da. Pierde războiul. Păi da, dar intră în scenă motivația non-monetară. Poate sunt rasiști și vor să extermine o rasă dintr-o comunitate. Sau poate să vor să, poate și vor chiar să dacă taxeze pierd, mai mult. Chiar dacă pierd monetar, dar au satisfacția psihică. Au eliminat. Sau poate să câștige acasă bani. Teoretic, zic, domne, mai dați-ne... Sau v-a adus drepturile în Irak. Teoretic, nici Irak. Măcar războiul la care se gândește lumea de obicei atunci când se gândește la un război de exterminare, recte al doilea război mondial, nu a început pentru asta. Aia a fost o schimbare de plan oarecum făcută în paralel cu întrezărirea faptului că n-au să câștige războiul. Wow. Deci ăla a fost mai degrabă un secondary. Cine? Un secondary asset. Mă gândesc la germani și evrei. Nu voiau, nemții nu voiau Lebensraum ăla, nu voiau. Păi da, îl vroiau. Dar nu vreau, nu, n-au plecat la drum când au intrat la război, dar vreau Lebensraum ca să aibă loc economia germană să crească. Deci era o era resursă atunci, pentru care s-au dus. Nu în primul rând să... Crezi că aveam vedere doar schimburi voluntare? Nu cred. Păi cu siguranță nu. Cred că vreau să administreze și păi, non-voluntar. Absolut. Da, absolut. Nu, dar eu ce vreau să spun e că... Lumea se gândește că război de exterminare ar fi fost cel de-al doilea război mondial. N-a început așa, asta era tot ce vreau să spun. Dar cum îmi zice că a fost și motivația. Singurul război, la un moment dat a apărut, da. Singurul război de exterminare la care, nu știu, care îmi vine mie în cap, și aici, ca să zic de război, că mai e și problema a doua, dar ce se califică ca război, da? Genocidele din Rwanda n-au fost un război. Armenia. Armenia. Ăla nici măcar n-a fost în timpul unui război. Exact. Era pașalâc. Exact. Era teritoriu și problemă etnică de prioritizare a resurselor. De singurul război la care mă pot duce gândul că a fost de exterminare este al doilea război punic. Deci acolo trebuie să ne ducem. Poate au mai fost și altele de exterminare, nu știu dacă au mai fost, ne scrieți jos în comentarii și o să le iau în calcul. Dar pe vremea Romei antice, când au vrut să extermine cartaginezi, le-a ieșit. Le-a ieșit. Nu știm cum arată astăzi cartaginezi, doar ne imaginăm, n-a mai rămas urmă de ei. ANAF, da? Pot spune că duce. ANAF duce un război de exterminare al economiilor românilor, asta da, nu pot să spui. Sau conflict dar ăsta, între stat și societate. Ăsta e mai mult război civil decât între națiuni. Ok, și ideea era că în marea lor majoritate războaiele se duc pentru resurse, pentru a acapara ceva, statele trebuie să iasă pe plus și statele nu știu să controleze un teritoriu decât pe modelul etatist. Deci dacă statul ar încerca să intre peste o zonă în care nu e stat, care e anarhocapitalism, ar trebui să instituie acolo un stat. Oamenii ar trebui să se supună. Deci e mai greu, ăsta e deci, argument. Da, e foarte greu. Deci, e mai greu. Deci ar trebui și nu numai, ar trebui dacă admitem, dacă plecăm de la premisa lui Hummer că statul are nu știu ce autoritate politică, oamenii de acolo... Da, ca să poți să institui stat, zic, oamenii de acolo, care deja au zis că ei n-au nevoie de autoritate politică ca să trăiască, au venit unii peste ei, le-au băgat armele pe gât și le-au spus, faceți cum zicem noi, dintr-o dată ăștia să descopere ceva autoritate politică la șmecheria asta, zic, mare, da, șeful, să trăiți. E mai mare rezistență, uite, când compari anarhocapitalismul, să zicem, cu liberalismul clasic, care... Unde e mai probabil să ajungi la nazism? Prin liberalismul clasic, pentru că ei acceptă ideea de stat. Aia poți gândi și controlul total al
societății de către stat. Anarhocapitaliști se opun din principiu, de lucru. Va fi o rezistență mult mai dură. Bine, vine Germania nazistă, eu mă cerește și pe unii și pe alții. Dar ideea e că ține ceva mai... Sunt mai greu de convins. Bine, și până și germanii, da? Au, pentru exterminare, au tot obosit aia să tragă cu glonțul. Nu e întotdeauna... Ce? Adică ce vrei? Adică ce vreau să spun este că pur și simplu o armată nu e de ajuns ca să, în epoca asta modernă, ca să-ți extermine un popor. S-a creat și o egalizare. Să zicem că faci... Uite, apropo de nu mai rămâne nimic acolo. Egalizarea adusă de revolver, știi? Când zici, domnule, o comunitate mică, păi o comunitate mică e doar mică, dar poate avea o bombă nucleară, știi? Deci degeaba e Putin, știi? Dacă tu ai 3 bombe nucleare, nu se apropie așa ușor, știi? De comunitatea aia mică. Mm. Bine, subiectul ăsta de evitarea conflictelor, că până acum am vorbit de cum poți să te aperi dacă te atacă. Ai poți să le eviți dinainte. Să le previi. Și a început valid ceva, da, în sensul că exact. Ce motive are, de ce să vină? Și... Uite, pentru resursă, pentru că ne urăște etnic. Pentru... Da, cam ideea e că ceva, într-o lume liberă te aștepta că oamenii să-și dea în cap. Cine a înlămurit? Oamenii nu și-ar da în cap. Oamenii nu sunt isterici. Poate ar mai fi conflicte, dar, după cum am mai zis și în alte dăți, ar fi pe o scară mult mai mică, s-ar supăra... Nu știu cum, două orașe, să zicem, da? Două local, orașe local. Două orașe nu sunt războaie de scală mare. Mm. Și plus că ne mirăm, dar cum să fii neutru, cum să reușești să te aperi? Cred că ce ai deja exemple? Nu aduce argumentul ăsta. La Rothbard am auzit argumentul ăsta. Care? Conflictul, că scade conflictul. Că scade conflictul, da, de la local. Local. Da. Îl subînțelege, nu-l exprimă clar, vorbește că între două națiuni de obicei tind să ai o spirală de escalare care duce la război. Deci unii fac ceva, asta e perceput ca violență din partea cealaltă, ăia se ambalează și ei, asta e perceput ca răspuns violent, crește așa ca într-o spirală de decizii proaste și la un moment dat izbucnește războiul. Și asta ar fi posibil doar atunci când ai organisme din astea de răspuns centralizat, de armată, de stat. Îți crește conflictul. Și îți crește. În felul ăsta izbucnește războiul. Asta e geneza. Mie mi se pare că problema lui e mult mai punctuală decât... Problema lui nu e așa generală. Ce faci în anarhocapitalism? Așa poți să pui. Mă atacă Putin... Mă apără niște multinaționale. Problema lui e ce faci acum cu o comunitate mică. Mi se pare că asta e esența capitolului. O comunitate mică într-o... E o insuliță într-o chestie etatistă. Și e o întrebare pe care vorbeam. Ne-am pus-o și noi destul de des la cafenea. Da? Dacă mâine se instituie anarhocapitalismul în România, pe toată suprafața României... Pentru că toți românii devin așa. Așa? Ce se întâmplă? E chiar și... Uite, asta zice Humer. Chiar și în situația asta tot ai... Rezistența prin cultură. Sună o prostie, dar a funcționat. Sunt situații în care a funcționat. Plus că ai războiul de gherilă. E? Na, da. Ai exemple deja. În care a funcționat. Ai țări care n-au armate sau au armate mici și au relații neutre, asta bune. Asta e răspunsă, știi. Că zice, noi acum avem NATO, voi ce aveți? Păi cumpărești noi de la NATO. Da. Care e problema? Păi da, dar ce? Întrebarea ta era cum rezist. Bine, fix astăzi NATO am impresia că e făcut de așa natură că nu poți să cumperi servicii. Trebuie să fie o alianță, trebuie să faci parte, ce, altfel nu ne băgăm. Nu protejează state care nu sunt... De exemplu, în Ucraina acum de aia nu se bagă, că vezi, Doamne... Nu, dar alții n-au, Elveția sau cine. Elveția are o înțelegere cu noi. Păi asta, facem și noi. exact. Asta vreau să zic și eu. Deci ai Elveția care, sau oamenii au arme acasă. Știu să le mânuiască, se mai pregătesc, deci ai multă populație pregătită pentru situații de genul ăsta și anecdotic, din al doilea război mondial există o poveste din asta legendară în care elvețienii au zis nemților, mă, nu intrați aici și ei au zis, păi cum, că avem o super armată. Citatul e următor, e vorba de... Ar fost o discuție între von Ribbentrop, da, ministrul de externe al Reichului,
și ministrul de externe al elvețienilor. Și era o negociere din asta și la un moment dat Ribbentrop a spus: ce faci dacă te trezești mâine cu 1 milion de nemți la graniță că vor să intre peste voi? La care elvețianul a zis: tragem de 2 ori și plecăm acasă la mâncare. Pentru că Elveția la vremea respectivă avea o masă mobilizabilă de 500.000 de oameni. Partea care mi-a atras mie atenția din povestea asta era: păi da, voi n-aveți decât puști. Da, dar fiecare trage la punct fix la 300 de metri. Dar asta nu era și cu americanii și japonezi, când cea generală japonezcă. Acolo fiecare o armă, fiecare tufiș, în fiecare... Da, 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 exact. Așa e și în anarhist capitalism, folosești un răspuns al unui general etatist. Deci la fiecare fereastră, la fiecare... Da, și asta cu trasul la... Râul, ramul, mi-e e prieten numai mie. La cu Van Damme, Nowhere to Run, știi? Asta cu trasul la punct fix, nu e glumă, și astăzi armata elvețiană are, pe lângă faptul că are una dintre cele mai precise puști de luptă din toată lumea, deci pur și simplu la asta lucrează, ei își permit să facă chestii de genul în care lumea poate să intre în, deci, exerciții militare în care se trage peste oamenii care sunt în... M-au povestit colegi elvețieni care au făcut... Stai, trag peste ce oameni? Trag, deci... Acum praștia, dai peste. Avansează, înțelegi? Unii avansează și alții trag. Wow. Trag peste ei, așa, direct în țintele respective. E o tactică, da, îi wow. acoperă, da, își permit să o tragă wow. peste merg ei. Merg ceas. Da. Îmi trage singur. Ca să vă dați seama de ce e așa de important... Peste tot în lume, atunci când se fac exerciții militare cu tragere cu gloanțe la poligon, zona de tragere e întotdeauna eliberată. Adică acolo nu. Dacă cumva trece unul pe acolo, se oprește tot. Nu e... Interesant să vezi dacă ei vor inventa călătoria în timp, știi? Dacă tot sunt... Ideea e că poți rezista. Asta zice Homer. Și așa pricășit și amărât, ai de-asta de rezistent. Plus că contează foarte mult. De ce poate să reziste unii mici? Dar nu sunt mereu neajutorați. Dacă au arme, coordonare și motivație, o să-și apere libertate. Nu zis așa. Deci la americani e posibil să fi fost factorul ăsta motivațional. Adică acei comuniști să-i fost mai motivați. Ești mai motivat credeau să-ți aperi țara decât... Sau Irakul ăștia care se duc în Irak e mai motivat ala decât soldatul american. Aici ai alunecat așa ușor pe subiectul de terorism. Cum te aperi de terorism? Ajungem la el. Până e legat, nu? Da, toate legate. Ce avea specific? Până ajungem ajungem la el, aș vrea să mai punctez un lucru pe care spune Humăr legat de o altă posibilă teorie, a atins-o Costel, de teorie de rezistență. Una e rezistența armată, alta ai... Care era a doua variantă? Culturală și a treia sprijin al altei armate. Sprijin al altei armate. Da, era rezistența non-violentă asta, da, culturală, da. De care spui tu. El nu folosește asta, am zis la mișto. Da. Rezistența prin cultură. Rezistența prin cultură este un lucru care s-a înrădăcinat în Polonia, de fapt. Ei l-au practicat foarte puternic în timpul celui de-al doilea război mondial, când săracii polonezi s-au trezit atacați din ambele direcții. Și dacă pentru evrei a fost rău în Polonia ocupată de nemți, pentru majoritatea polonezilor a fost rău în Polonia ocupată de sovietici. Da, absolut. Unde s-au dus... Da, ăștia de ce au atacat? Uite, și asta e un exemplu. Cine? Sovieticii? Pe polonezi. Păi, ca să-l citesc pe Rothbard, ca să-și recupereze teritoriile mamei rusii. Da. Că le avea de la mama lui de acasă. Zice și de România. De fapt, pe aici. Da, da, aici. Și, mă rog, cum ar începe și enumeră toate
cazurile astea în care rezistența pașnică a adus la succes, pornește cu rezistența indiană împotriva britanicilor, condusă de Gandhi, toată lumea tinde să saliveze la chestia asta, eu personal aș zice că rezultatul, din punct de vedere libertarian, n-ar trebui aplaudat, pentru că britanicii aveau un stat mai mic acolo decât s-a făcut India după aia. În sens de alegere, da. Aveau intruziunea asupra omului, era mult mai restrânsă decât o are statul. Bine, care a rezultat. Și ca să fie complet incorrect politic, cum v-ar fi plăcut să fie în India acum ca în UK? Poate v-ar fi plăcut, dar mă rog. Ai acceptat și asta și asta pentru... Asta e o răutate. Uite, ai acceptat o UE cu 5% taxe sau o Românie cu 20%? Care e mai corectă, libertarian? Uite, una corectă politic. E greu pentru, uite, sunt două lucruri. Bloc zice că prefer un centru mai liberal decât... Contează, dau un răspuns politic. Contează efectul. Este libertarianism corect politic. Ar trebui să libertarianism globalist. Ar trebui să pot să măsor efectul, că nu doar atât ca asta, ca diferență. Admitem că nu se duc, că sunt stabile, că nu se intră în altele, știi? Nu crește, că euro e mai stabil. Nu crește puterea respectivei stăpâniri. Da, problema, da, dacă nu crește, da. Problema e în felul următor. Deficitul, bani stabili. Că uite, mișcarea pe care au făcut-o indienii e într-un sens pe care noi îl dorim, da? Descentralizarea, apropierea puterii de om. Una era puterea de la Londra, alta e puterea de la New Delhi. Da, da, descentralizarea nu ajunge, asta era pointul. Dar se pare că da, uite, adică există, ăsta e fix exemplu invers. Și de asta ar trebui să văd și exemplele, pentru că între un UE cu 5% și o Românie cu 20%, pe principiul descentralizării România pare favorabilă, da, pe principiul liberal agresiunii, da, UE pare favorabilă. Acum contează și în timp. Uite, da? Bloc ar fi mers ce pe UE, întâmplă? Rothbard pe descentralizare. Dacă să... De asta spun, contează și în timp, că pentru că astea nu sunt sisteme stabile, ai parte de stat, da, oriunde, stat tinde să crească, ăla care e mai centralizat crește mai mult. Așa, alte exemple pe care le dă humor aici sunt protestele mișcării de obținerea drepturilor pentru persoanele de culoare în America. Mișcările de eliberare, de independență a fostelor state socialiste satelit ale URSS-ului, gen tot blocul de la Varșovie, de fapt, Polonia, Cehoslovacia, după care avem și republicile constituente. Da, bine, ar trebui să punem aici Germania de Est, republicile din țările baltice, România, Bulgaria, Iugoslavia, tot loc. Ideea că au fost pașnice. De sovietici aveau arme nucleare, aveau... Și chiar... Cum zice Marin Sorescu... Cum ar remarcă, singurul loc în care a fost violentă tranziția a fost în România. Deci, nimeni nu înțelege de ce, dacă se uită la contextul istoric. Adică nu trebuie banalizate chestiile astea culturale și libertarienii chiar țin. Uite, fiind, mergând pe urmele lui Mises, care vorbește despre puterea ideilor, ce zicea Murphy? Ideile îți dau direcția țintei, nu arma. Deci ideile îți spun unde să tragi. Uh-huh. Există o teorie numită rasism care spune acolo tragi, nu în... Sau mă rog, nazism. Hai să zicem că rasismul poate fi non-agresiv. Și avem menționat un pic mai devreme și ne întoarcem asupra lui, dar da, hai să ne întoarcem și pe aia o să sărim înapoi. Sărim oarecum prin capitol, tema terorismului. Ziceți voi. Să zic eu după aia. Cum era supralicitat. Am mai auzit. Ideea e că am mai auzit exemplul ăsta. Că dacă te apuci să compari, și ăsta pare să fie un exemplu utilitarist, cu care nu știu dacă sunt de acord, dacă te apuci să compari crimele, morțile cauzate de terorism în America în ultimii 20 ceva de ani, sunt un număr mult mai mic decât crimele particulare
în același timp. Și când spunem mai mic, vorbim de ceva de genul 36.000 comparat cu 800.000. Dintre care, dintre alea 36.000, nu aici. E uriașă diferența. Da. Dintre alea 36.000, 29.000, nu. A, nu, am spus 36, s-ar putea să nu fie 36, să fie 3600, da, dintre da. Care mai toate da, au fost la Bolt 300. Mi s-a părut foarte mult acum. Nu, era 0,004. 3600, da, față de așa, dintre care 2990 ceva au fost pe 11 septembrie 2001. Și că ideea ar fi că, domne, terorismul nu e o problemă așa de mare prin comparație, cât să... Facem, nu știu, mie mi se pare că n-aș fi de acord cu asta, adică minimizează. Poți spune în viitor, poți spune poate, cine știe, dau ăștia cu arme biologice, o trăvesc capa dintr-un oraș, știi? Da, poate. Da, o trăvesc capa din București, s-a terminat. Eu nu zic că ar fi, că m-aș teme neapărat de ideea asta, că, ok, ce facem cu terorismul dacă... Pentru că problema... Mi se pare că e amplificată la libertari, încă nu doar pe humor l-am auzit de chestia asta. Spune, domne, teroriștii are dreptate, domne, teroriștii, că și-a băgat americanii nasul la ei acasă. Zic, nu știu dacă zic, nu cred că spun. Zic au... Și asta mi se pare că e un pic cherry picking din date. Adică el dă aici și în... Vezi în capitol niște citate din... Nu are dreptate, spun doar că motivația nu e... Motivația teroristă nu e doar că urăște libertate. Dacă ăla ți-a omorât copilul, eu cred că aici cum ar greșește, că ăla poate chiar și urăște libertate. Talibanul ăla sau nu știu. Dar poate avea și alte motivații. Uite, e omorât copilul, ăla devine terorist. Răzbunare, furie... Deci problema... Libertarian nu spune, a, e o reacție... Nu e legitimă. Problema și la este că sunt două lucruri care nu și-au... care, vă spun, de obicei, ideologii, atunci când îți prezintă adevărul, ți-l prezintă lumina care să-i favorizeze pe ei. Și asta e, ăsta e lucru pe care mie nu-mi place, pentru că... Umăr aici prezintă o idee ideologică. El este foarte focusat pe ideea de a combate, prezentarea lui Bush, care prezentarea lui Bush era asta, că ne urăsc pentru că suntem americani, ne urăsc modul nostru de viață. They hate us for our freedom. Da. Da, urăsc modul nostru de viață și de asta au venit peste noi. Și Umăr zice, nu, uite ce ziceau ăia din... care au făcut atentatele respective, că să plece SUA după pământurile lor. Da? Da. Da, e că ești așa. E un pic dintre toate. Adică, dar cum ai formulat uite, general, lumea spune, uite, zice, îl citează pe Rașie, ce se întâmplă în țările musulmane astăzi? Ocupație. Nu e nicio îndoială că e o ocupație. Și nu e nicio altă datorie a drept credincioșilor decât să se lupte cu ocupația asta fiind unul dintre ei. Din aia de la Oltry Center. Da, dintre aia de la Oltry Center. De la... Și altul spune că să-i dăm afară pe americanii care ocupă stărâmul celor două sanctuare este cea mai obligatorie obligație. Da. Okay. Care este tărâmul celor două sanctuare? I don't know. Poate o metaforă. Deci, nu este o metaforă. Se referă la Arabia Saudită, nu? Mecca. Mm-hmm. E unul dintre ele. Medina ar trebui să fie cel al doilea, teoretic. Asta ca să nu presupunem că se referă și la Ierusalim. Că ideea e că acești teroriști, da, din grupul Al-Qaeda erau mai axați pe Arabia Saudită, da? Bin Laden fiind saudit, fiind făcând școala wahabistă, ok. Păi, Arabia Saudită ai un regim saudit. Da, este aliat cu americani. De acord. Dar ce înseamnă să-i dăm pe afară pe americani? Sunt americanii pe acolo? Nu sunt. Au o alianță cu regele lor. Ok, ei nu-l recunosc pe regele lor. De acord. Da, mă rog, certați-vă cu regele. Da.
Zici că este ipocrit sau ce? Nu numai. Și mai e o idee atunci când... Mai e un lucru pe care lumea nu-l ia în cap. Adică-s două rele. Asta e ideea. Atunci când... Nu au dreptate niciunii niciodată. Nu, dar asta cu ocupația nu e corectă, că ai venit peste mine și... Păi am venit peste tine? Au venit... Cine a venit peste tine? Nu știu. Soldați. În Irlanda ai putea să zici că ei voiau să fie liberi, să nu fie sub stăpânire. Nu, în sensul ăsta de colectivist, de neatârnare, știi? A fost, Afganistanul era administrat de afgan și acum văd că e administrat de american. Ce nu, acum e administrat de afgan. Exact, nu, dar zic. Și ghiși ce se întâmplă? Administratorii afgani ai Afganistanului de astăzi, care i-au dat afară pe administratorii afgani susținuți de americani ai Afganistanului de ieri, se luptă cu ISIS. Deci în Afganistan sunt bombardamente, explodează cât un ISIS pe zi. Cam așa e situația acolo. Se luptă talibanii cu ISIS. Dar nu s-a făsit ISIS sau nu mai e? Păi se pare că nu. Nu mai e mediatizat așa cum era. Nu mai e mediatizat, da? Dau o bombă pe zi în Afganistan. Cred că băgăm mai mult în PR atunci. Ca la lansare, că atunci când deschizi un caflan, știi, bagi. Au tușit și ei și COVID-ul i-a măturat în neant. Nu, n-am mai de asta, n-ați mai auzit nimic de ei. Mai e o problemă. Problema este felul în care... Deci, ok... Unde vrei să ne ducem, știi? Asta e. Păi ce caută americanii pe acolo? Da, ce caută arabi pe acolo? Putem să ne întrebăm și așa. Aia cu Washington, trebuie să o zici pe aia cu Washington. A, da, mi s-a părut de dreptul. Da, stai să văd dacă găsesc. E ultima. A, l-am găsit, gata. Că, citat din un reprezentant al Hamasului. Nimenea cineva, care zice că George Washington se bătea cu cea mai puternică armată de pe lume împotriva oricăror considerente tactice și strategice. Ei bine, fix asta facem și noi. Fix asta, zice Hamasul. Nice. Ba, zis-o. Israelul nu este cea mai puternică armată din lume. Nu, America. Hamasul nu se bate cu America. Bate cu Israel. Depinde cu cine vorbești. Așa, și Putin proxy. Se bate cu Ucraina. Păi și nu? Și nu se bate? Adică îmi scapă mie ceva? Nu se bate. Nu știu, eu mă informez doar de pe știri oficiale. Ba da, cu Ucraina. Se bate doar cu Ucraina. Mă rog, ideea care lipsește de la toată povestea asta este... Că în islam, nu spun că toată lumea, da? Dar cu siguranță există o mare parte, și dacă vreți să vă dați seama ce mare parte, în cartea lui Humor aici sunt niște statistici despre lumea care e de acord cu ce s-a întâmplat la 11 septembrie sau care e parțial de acord cu ce s-a întâmplat la 11 septembrie. Vorbim de... deturnarea unor avioane cu civili și lovirea a două turnuri populate de civili, fiind obiectiv civil, care au rezultat în moartea vreo 3.000 de oameni. Da, ok, au nimerit și Pentagonul și se pare că vreau să mai dea unul ori în Congres, ori în Casa Albă, nu se știe unde. Da? Ăla de-a căzut în Pennsylvania. Și procentajul dintre populația musulmană care zice că e de acord total cu ce s-a întâmplat acolo era ceva de genul 7%. Cu 35% mai moderat. Și 37% consideră că respectivele acțiuni sunt complet mult în mare sau parte oarecum. Sau în parte justificabil. Cine erau 5? Deci 3-7 sunt cu totul ăștia. Da, primul procent. Primul 7. Oh, mulți ce? Din 1 miliard sau din cât? Da. Dar ăștia 7% sunt incluși în cei 3-7. Deci sunt 3-7 cu totul, da? Ai de-a face cu 3-7% din această populație de 1,6 miliarde de oameni la numerele din 2012. Deci vreo 500 de miliarde. Care, zic,
că era justificabil ce s-a întâmplat acolo, ca niște civili să fie măcelăriți. Eu nu am înțeles care era diferența între moderat și radical. Adică la radical e mai clar, dar la moderați, în ce consta moderația? Păi moderația e, păi da, ce căutau? Moderația e de genul ăsta, ce căutau americanii acolo? În Irak sau în Afganistan sau în... Păi e sau nu? Asta e ideea. Păi moderația este exact în sistemul asta, adică și humor ar fi... Adică e împotriva, dar parcă... ar putea să fie categorisit în asta de moderație. Nu, pentru că nu e... A, el doar respinge niște motivații, dar nu spune că actul e justificat. El spune că nu, motivația asta lui Bush sau Obama, că aia sunt nu știu ce, nu e suficientă. Au și alte motivații, uite aia cu ocupația, aia cu nu știu, victime colaterale, alte... Mm-hmm. Dar la asta mă gândeam azi. Asta nu exclude că și motivația urii de hate asupra oricine. Și asta poate fi. Adică n-aș exclude așa din... Poate fi, numai că pare că este complet marginală. Adică... De ce să fie marginală? Eu începusem să spun că ăsta de 37% care consideră chestia asta atroce ca fiind oarecum justificată, ar putea să fie un benchmark pentru proporția de populație musulmană care ia ad literam învățămintele profetului, care spun că acel tărâm unde a călcat un musulman e tărâm musulman. Și prin urmare seamănă cu libertarianism principiul apropiat. Și prin urmare, atunci când îl auzi pe unul că spune că trebuie eliminată ocupația față de tărâmurile musulmane, s-ar putea să vorbească de Londra sau de Birmingham, nu de Orientul Mijlociu. Da. Există cazuri, în special în Suedia, în care chestia asta a fost articulată cu subiect și predicat. Deci ideea e că genul ăsta de oameni există. Bine, teroriștii nu extindeau. Teroriștii erau mai moderați, se referă. Asta este ceea ce presupui și nu sunt aici să întrebăm. Dar fix același discurs însemna altceva. Da, poți să extinzi. Vorbim de, uite, a fost un atentat la Bruxelles, 2011, cred, sau 2009, nu așa exact. Nu, 2011, a fost după ce am fost eu acolo. A fost un atentat în aeroportul din Bruxelles. A făcut zob, a murit o grămadă de oameni. Ce au făcut belgenii? Păi ce au făcut? Adică unde erau băgați belgenii? Era în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană încă n-are armată. Atât ar mai trebui. They're working on it. They're working on it. Da. E ăsta, da? Atentatul de la Barcelona. Când a mers la pe Rambla, de a făcut chisăliță o grămadă de oameni. Nu sunt spanioli în Irak, în Afganistan? Nu sunt. Ba, au fost. Câteva, trei trupe. Da. Nu contează. Gestul contează. Intenția. Da, uite. Când au fost, train bombingurile din 2006. Alea au fost mai apropiate de Irak, dar Spania s-a retras din Irak cu 100 de ani. Acum mult timp, foarte mult timp. Aia de la Barcelona a fost acum vreo 4 ani. Erau catalani. Ca să nu mai spunem că băi, erau și catalani, da. Care nu-i suportă pe spaniol din principiu. Deci ideea pe care vreau să o subliniez aici este că da, e adevărat că intervenționismul poate duce la terorism. Pe de altă parte, terorismul în sine nu e niciodată justificat. Terorismul în sensul că ataci civili. Da, crime asupra. E vorba de niște oameni nevinovați. Nu e niciodată justificat și nu e niciun sens în care ar putea să fie justificat. Însă, argumentul cum te aperi de teroriști
s-ar putea reduce la faptul că nu mai zgândări. Mm-hmm. Nu? Și așa teoretic, pare, da. Dacă nu e vorba, dacă nu ai un stat intervenționist, nu îi... Nu ai, n-ai putea să-i zgândări dintr-o comună anarhocapitalistă. Ai putea, și acolo, uite, am mai discutat noi subiectul ăsta. Decât dacă îți urăsc libertatea și atunci... Nu, dacă intervii tu să oprești un genocid pe acolo și stai să mă că enervezi pe ea. Adică poți avea... Avem și noi o treabă aici și ne-ai încurcă. Sunt comportamente replicabile, adică și o societate anarhocapitalistă poate interveni defensiv să ia pe un... Că Homer zice, păi dispare statul, a dispărut. Nu, poate nu a dispărut. Conflictul cu niște teroriști de peste mărițări. S-ar băga o firmă de protecție să-i... Poate se bage. Dacă valorile populației sunt să ducă... Și plătesc. Și pot fi și... Da, și plătesc. Deci acum plătesc. Dacă nu știu costul. Acum nu plătesc, acum sunt jumuliți. Da. Dar nu... Asta vreau să zic. Că nu mi se pare că el zice ceva de... păi dispare statul și... Păi dispare statul, da. Rămân oamenii. Oamenii pot avea preferințe... Valorile. Da. Intervenționist. Nu? Uh-huh. Asta mi se pare subțirisim pe acolo. Domnule, de ce apară? Uite, apropo și nu știu cât intrăm în subiectul ăsta. De ce se luptă oameni? Ba da, am intrat. Păi se luptă, nu știu, pentru resurse, pentru nu știu ce, pentru... Păi și astea nu pot fi replicate într-o societate... Zici că nu, că te la resurse că nu fură, știi, că nu sunt agresivi. Te gândești pe de-o parte că au aceleași pulsiuni, că natura umană e aceeași? Pe de altă parte, că și-ar face mai cu grijă calcule economice. Ar zice, ok, suntem supărați pe ăia, dar le aruncăm cu niște vopsea, îi înjurăm și le lăsăm. Da, o intervenție, fie atent, o intervenție non-agresivă, deci pur defensivă, îți poate crea terorism. Dacă tu îi pui pe aia cu botul pe lac pe acolo, ea nu se lasă așa. Și aici pot spune, da, dar noi suntem mai legitimi, știi, am avut o... Intervenție și chirurgicală, și nu cred am că sunt legitim. Ca americanii. Unde dă blocuri jos, dă nu știu. Nu, au intervenție chirurgicală. Trebuie să lasă sinunte, nu știu cine. Teoretic, da. Dacă o agenție libertariană, dacă să rămâne libertariană, intră peste unii, teoretic, dacă nu intră, așa cum ai spus tu, chirurgical, fără așa, n-ar mai fi libertariană. Acum... Wow. Nu e imposibil să se întâmple totuși, știi? Da, dar diferența că la război, e de regulă. Că la război diferența e de regulile jocului. Da, am înțeles. Da, nu de război. Abaterea de la ele. Că așa, da, o să ai furturi, furăciuni, libertarianism, crime, violuri. Deci nu e... Problema e că nu le ai în regulile societății. Acum le ai. ANAF-ul e în regulile societății, statul are voie să fure. Deci nu vorbim de abateri de la... Un alt motiv pentru care se bat oamenii, deci în afară de resurse și teritoriu, e atins aici agresiunea umană naturală, condiția omului. E să se zice, umăr că există niște argumente că oamenii în sine sunt o specie agresivă, capabilă să facă război. Și problema e așa, că capabilă, da, nu este asta, apropo, ca să moară de ciudă toți primitiviștii și naturaliștii, nu este o caracteristică care este unică omului. Dacă există cineva care urăște oamenii pe aici, știți că nu doar oamenii sunt capabili să facă război și sunt dispuși să facă război, și cimpanzeii fac război. Și atunci când au descoperit chestia asta, când au descoperit că cimpanzeii pleacă la război, ca să nu mai vorbim că și purnicile, da, mă, asta e deja o chestie mult prea îndepărtată de noi, dar cimpanzeii care sunt așa drăguți și inocenți și primitivi, când au descoperit cercetătorii, i-a băgat în șoc, n-au vrut să publice documentele vreo 10 ani de zile. Vadă, domne, am înțeles noi bine? Da, am înțeles bine, și cimpanzeii merg la război. Din aceleași motive ca și oamenii. Expansioniști, s-a furat femeia unuia, chestii de genul ăsta. Natura umană. Dar exemplele
sunt, pe care ar trebui să ne focusăm, este faptul că nu suntem într-o stare continuă de război. Ne spune că deși suntem capabili de asta, suntem capabili și să ținem pace. Și dacă avem nevoie de exemple, uite-te la Elveția, care n-a mai avut război din 1848 și ăla a fost între ei. L-au jucat acasă între elvețieni, că cu alții nu s-au bătut din 1815. Că Vaticanul nu s-a avut război niciodată. Aici Humăr vorbește și de Liechtenstein, că și-ar fi anulat armata din 1868 și a fost pe pace. A fost pe pace, dar a fost și ocupat în timpul celui de-al doilea război mondial. Asta i-a scăpat din vedere. Costa Rica, care nu mai are armată din 1948, și mai sunt o sumedenie de alte țări insulare care nu au armată. Bine, mai e și Andorra, care nu e chiar o insulă, dar mai sunt tot felul de alte țări care nu au armată și uite că nu sunt atacate, invadate de nicio culoare. Te-ai aștepta, de exemplu, Costa Rica e acolo în zonă cu gherilele din El Salvador, cu comunii, ar fi putut să vină să facă treaba acolo. Nu e caz. Nu știu care e explicația oficială, dar ideea e că se întâmplă și poate că lucru pentru care trebuie să ne concentrăm este ăsta, că războiul nu e o chestie predestinată. Chiar dacă e o capacitate, a naturii umane, nu rezultă din asta că va fi neapărat război. Bine, Costa Rica poate nici nu crede în eficiența comunistă, știi, poate de-aia nu-și face armată. Am înțeles natura comunismului și că e disfuncțional. Cred că mai e intrigă legată de provocarea celorlalți. Cum să numim intriga? Dacă tu tot îți faci armată, tot te înarmezi, cred că poția lui Humăr e că îi faci și pe ceilalți, nu? Stimulezi. Că Humăr parafrazează zicala că dacă vrei pace, pregătește pentru război, zicând, numindu-și un subcapitol, dacă vrei război, pregătește pentru război. Păi de genul ăsta. Și el spune că, într-adevăr, că de aici nu prea sunt de acord cu el. Argumentul lui principal pare să fie împotriva standing armies, în capitolul ăsta, armatele care sunt în... Care și la Murphy asta și la Rothbard și n-am înțeles niciodată de ce e ceva libertarian. Să nu ai să ai miliție, să zicem, dar uite, cu siguranță, bine, ideea e așa, dacă ai miliție și doar miliție, dacă nu ai armată specializată, nu prea poți să proiectezi forță în exterior. Deci poți să spui că chiar dacă proiectezi forță în interior pe teritoriul tău, adică dacă lumea înțelege că nu poate să te invadeze, că n-are cum să te cucerească, că n-are cum să te controleze, că n-are cum, etc., etc., da, tot ce am vorbit până acum, nu s-ar simți amenințată de forța ta, pentru că tu nu ai o structură organizațională de decizie care să pună mâna pe trupe, care poate să fie mobilizată cu direcție ofensiv. Și în felul ăsta tu nu ai mai fi o... Da, ești vulnerabil. Ești vulnerabil. Dacă știi că n-ai armată, nu intră mai ușor peste tine? Păi intră mai ușor, dar motivele pentru care nu intră le-am discutat până acum. Adică ei sunt de părere că asta ar fi de ajuns. Omul își face calcul. Noi care stăm cu rusul la graniță, nu suntem așa de dispuși să renunțăm la... Aici e și o așteptare a oamenilor. Problema e că americanii nu au stat lângă un stat expansionist niciodată. Și majoritatea gânditorilor libertarieni sunt americani. Da, și s-au simțit ei datori să fie expansionist. Explicația cu armele astea este că, cum sunt discuții acum, de ce aveți la graniță cu mine rachete care poate să intre la mine, eventual la distanță mare? Dacă tu ai doar chestii foarte bune de apărare, de exemplu, ai rachete care zboară dintr-un capăt altul al țării, dar le pui în capătul celălalt. Așa. Și n-ai pe cine să alege partea ailaltă. Nu, dar nici măcar că... Atunci pare că nu ești deloc, nu poți să fii agresiv,
nici nu te pregătești, nici nu, dar sunt foarte sigur, cum ziceai, că proiectezi forță în interior. Sunt foarte sigur că dacă intră din cu acele linia proprietății tale, o să aibă probleme. Și atunci, pentru chestia asta, nu e cu complet evident cât de mult îți trebuie standing army. Plus că în zilele noastre argumentele astea sunt interesante să le zici istoric așa și ca analiza naturii umane, percepții, dar acum ai atâta tehnologie și numai sateliți, cyber warfare, hibrid, figuri. Nu ai un programator care se ocupă de scutul ăla? Aia e standing army, nu trebuie să ai arcași. Nu, aia e standing army, doar că e mai mic, e mai nu știu. Dar e permanent, adică cineva stă cu sateliția, nu stai să dai telefon. Bine, dacă vrei să o întorci invers și ca să susțin punctul tău. Și Jefferson era antic. Poți să zici un fel de superstiție din asta. Ce faceți cu pompieri ăștia? Pregătiți așa, cobiți? Vreți să înceapă vreun foc? Nu, stăm să ajutăm dacă e cazul. Nu? Dar poate fi ceva adevărat în ce zice Pumăr, că dacă tu cheltuiești ca nebun, știi, bagi în... Se gândește lumea. Adică argumentul ăla cu prevenția, știi? Cu atacul preventiv. Dacă tu tot bagi, nu te mai saturi. Alt tank, alt... Nu, și am mai zis Pumăr pe alte părți că depinde și de ce istorie ai în zona aia. Dacă au tot fost frecușuri și vezi că se înarmează unii, te aștepți să fie în continuare frecușuri. Dacă ai o istorie de pace, te miri. De ce te înarma? Ca să nu zicem că s-ar putea să nu se înarmeze dacă ai o istorie de pace. Da. Da, poate se înarmează la un moment dat. Cum ar zice, de ce? Asta îi stimulează pe ceilalți. Uite, mai aveam alea 7 condiții. Da, eu ne ajungem la ele. Înainte de să ajungem la ele, mai vreau să mai trec prin ceva. Da, aș mai punta aici un lucru. Că... Da, hai să mai stăm pe asta, că e... Dar zice că, nu știu în ce măsură, e doar o reflexie, știi, a ideii alea. Tu aici practic aplici un principiu, parității de forță, pe care el îl înțelege, îl explică, îl și folosește cu 3 capitole mai în urmă, atunci când explică de ce nu are sens ca oamenii să se atace între ei. Bun. Și ai la... Și uite, noi mai raționale statele. Noi am făcut... Mă rog, mai raționale. Nu suportă consecințele dictatorul. Da. Asta ar fi. Noi am făcut... În starea de natură îl suportă, deci dacă el te atacă... Noi am făcut referință la un alt principiu al parității de forță, când am explicat de ce elvețienii n-au fost invadați în al doilea război mondial. Acolo nici măcar nu era paritate de forță, era raportul 2-1. Declarat, dar tot era de ajuns. Și de asta mi se pare că atunci când privești lucrurile, dacă vrei să ai un stat, deci dacă vrei să ai, cum să spunem așa, dacă vrei să ai un stat libertarian în insula Nauru, care n-are armată astăzi. O guvernare se folosește. A government. O administrație. O administrație, da, locală. Asociații de profesie. Ok, bun. Hai să zicem altfel. Dacă insula Nauru ar sucomba în fața libertarianismului. Ideilor. Ar sucomba în fața ideilor. Așa. Ținând cont că Nauru nu are astăzi armată, poate că n-ar avea nici mâine. Da. Asta e foarte plauzibil. Undeva la nord de Australia. Poate că n-ar avea nici mâine și poate că Australia i-ar apăra în continuare cum îi apără și astăzi, indiferent dacă acolo e o guvernare autocrată, democrată sau... non-crată, fără niciun fel de crație. Însă, ce s-ar putea să se întâmple este că dacă Nauru nu mai dă din minereurile pe care le are Australiei, Nauru sunt niște metale rare, s-ar putea ca protecția să dispară. Și atunci s-ar putea să vină vreun... vorbitor de limbă chineză și se întrebe ce faceți voi pe aici? Cine vă apăr pe voi? Ceva de genul ăsta.
Și de asta... Deci pacea e susținută de obicei economic. Și de asta, sunt două lucruri care se suprapun aici. Dacă ai un stat expansionist, singurul fel în care poți să-l ții la el în cutie, mi se pare bățul. Pentru că dacă el e expansionist, înseamnă că e dispus să facă, uite la Putin în Ucraina, de exemplu. Asta e o altă chestie. El zice aici, scuze, zic, vrei să spui? Asta e o chestie și despre discuțiile la nivel foarte mic între oameni. Vai, dar ce te faci dacă celălalt nu respectă principiul non-agresiunii? Uite, șahmat, libertarienilor. Noi aici vorbim despre niște principii și corecte, și elegante, și sănătoase de interacțiuni între oameni. În cazul ăsta, analizând la un nivel mai mare, între zone mai mari, state în cazul ăsta. Dacă nu poți să te înțelegi rațional cu un alt om, și aveți neapărat ceva de împărțit, inevitabil o să fie, până la urmă, într-adevăr, conflicte. Chiar o să se întâmple frecușuri acolo. În principiu nu e un fulger din cer care apără. Și el trebuie apărat. Da, el trebuie apărat, exact. Și faptul că oamenii acum își pun încrederea în stat, ok, bă, uite, nu știu, acum două episoade, acum două emisiuni, a fost discuția asta. Păi și Gabi a zis. Păi și cine apără pe criminali? Păi tocmai statul îi apără pe criminali. Dacă ai o putere din asta mare, e mult mai ușor să găsești niște rotițe care scârțâie și să le ungi printr-un sistem de stat. Păi când, dacă ești, în fine, apărător al libertății, nu, acum mă întorceam la ce ziceam. Dacă chiar aperi lucrurile astea, păi le aperi pentru că te înțelegi cu ceilalți. Și ca să te înțelegi cu ceilalți, ca să o luăm așa, în afară de că e corect etic, dar și utilitarist, ca să fie bine. Dar oamenii să miră mereu, păi și care e soluția ta când o să ai un conflict? Păi dacă deja e un conflict, e un conflict. Care sunt soluțiile de conflict? Păi să zicem că nu sunt eu specialist. Tu care mă întrebi, crezi că ești specialist? Cine repară o mașină de spălat? Păi un specialist. Cine gestionează un conflict? Niște oameni care au mai avut de-a face cu conflict. Poți avea și un vigilant, teoretic. Poți să ai, da. Batman are dreptul sau... Dar și el devine specialist. N-a făcut Academia Militară. Nu, Superman nu are de la natură. Are. Bine, dar el are o natură supra-umană. Da. Așa că... Na. Da. Una dintre ideile pe care le are Humăr aici și oarecum o să ducă și spre finalul emisiunii este faptul că pacea tinde să fie adusă de democrațiile liberale. E un argument care, nu știu, vouă cum mi s-a părut. Auzi, bine. Atât să faci niște ope mai încolo, să vezi. Un scepticism foarte mare față. Eu cred că dar comparativ vorbind, da, exact. Da, democrația e niște pârghii de control, știi? Pârghii de control. Da, atâta vreme cât oamenii n-au cultural valori din astea belicoase, războinice, tind să aleagă oameni care nu promit război. Mai corectezi. Nu e ca deloc, nu e ca nimic. Nu e ca nimic, da. Dar, na, trebuie gândi și la argumentul lui Hope, că... Bine, de fapt... Monarhul e mai atent. Argumentul în sine... Mai proprietar, așa. Argumentul în sine, Humăr îl modifică puțin, pentru că argumentul era legat doar de democrație. Eu am anticipat puțin, el îl mută în zona democrațiilor liberale. Da, da. Pentru că dacă e să uităm doar la democrație. Vorbim și de monarhii liberale atunci, ca să facem ceteris paribus. Nazism liberal, nazism democratic și nazism... Eu aș zice că dacă vorbim, autoritate. Răspunsul este liberalism și liberalism în sensul ăla zis de tine în articolul de pe Mises, de acu două săptămâni. Înțelegerea că fiecare are dreptul la liberalism către libertate, nu
felul în care a ajuns el să fie porcit. Pentru că, uite, și tocmai de asta mi se pare, atunci când am auzit prima oară argumentul, domne, democrația îți prezervă pacea, primul lucru care mi-a sărit în cap a fost, păi, pandemie. Rusia au fost alegeri. Rusia este o țară democrată. Este, da. În Ucraina au fost alegeri. Ucraina este o țară democrată. Ar putea spune că la Putin își mai intimidează. De în regiunile Luhansk și Donetsk au fost alegeri. Sunt, teoretic, a fost și referendumul. Da, e bună democrația, dar contează cine numără voturile. În Georgia... Da? Georgia este o țară democrată. Nu, da. Zic și dacă nu le a intrat Putin peste și dacă nu le numără Putin, tin să cred că are susține. Da, probabil. Tin să cred. Hai să zicem, că așa se zice și la Hitler, când aduce argumentul ăsta. Hitler a fost selectat democratic. Păi nu, i-a intimidat. Chiar și cu intimidare. Hai să vedem, da, cât... Știi care e faza? Cât se pune intimidare. Diferența între... Păi diferența e în felul următor. De ce n-a instituit Putin dictatură în Rusia? Și a instituit-o Hitler. Hitler a fost ales cu 33%, restul și-a puterii și-a asigurat-o prin dictatură și prin forță. Putin, 69-70%. Reprezentat mai bine. Da, dacă ar fi fost mai... Ce vreau să spun este că felul în care merge războiul de prost, cel puțin, nu știu, dacă ne uităm la televizor, așa pare, da? Pentru el, păi ar fi trebuit să fie dictatură deja pe față dacă omul era mai aproape de 50% decât de 70%. Și nu e încă. Deci în care susține sau ce? Eu așa presupun că a avut. Asta ar fi una. America, când a intrat peste tot pe unde a intrat cu Bocancii, da, Afganistan, Irak, democrație. Nu? Da. Și dacă exemplul meu de care mă unge pe mine pe suflet întotdeauna, războiul peloponez, democrație, da, de la mama ei, au pornit la război. Argumentul poate fi probabilistic. Pentru că democrațiile îi țin mai mult în frâu. Uite câte țări ai. Eu un exemplu de comunist democratic, ales selectat democratic. Păi da, nu prea. Păi vezi, în cazul nazism nu există. Sau alți autoritari, mai nu știu ce. Deci argument? Bine, fii atent, vorbim despre... Pot să spun, au câștigat comuniștii niște alegeri pe undeva, în țară din asta. Nu. Barcelona, în asta, Barcelona, din... sectorul 2. Din America de Sud, mă gândesc. Da, nu pe platforma comunistă. O spune că e comunist, cum ziceam la mișto de USR, că sunt comuniști, dar nu sunt pe... Da. Vorbim de... Uite, argumentul stimulentelor în comunism. Care era? Că ăla nu e motivat să ducă gunoiul, știi? De ce să intru în mine când banii... Sau să duc gunoiul când pot să iau mai lejer banii. Un contraexemplu poate fi... Nu, există oameni care au făcut asta. Comuniști, atât de pasionați de sistem și încrezători că e drept, încât ar fi făcut. Ei sunt... Nu, pot să și rămână. De un număr foarte mic. Majoritatea populației nu face așa ceva. La aceeași bani intri în mină să mă omor, știi? Nu. Deci argument probabilistic, la fel și cu democrațiile. Probabilistic poate da, țin în frâu. Eu ce spun este că nu controlez pentru toți factorii. Nu controlez pentru puterea propagandistică a statului. El, uite, de exemplu, spune la un moment dat aici, un alt argument este când spune că nu o să ai intervenție externă a unui stat anarhocapitalist. Zice că nu să, că dacă se întâmplă ceva, nu se apucă ăștia să-și ia pușca, camionul, să se ducă să se bată cu turcii, de exemplu. Și n-are dreptate. În urma atacurilor de la 11 septembrie, americanii au înregistrat cea mai mare rată a recrutărilor din al doilea război mondial încoace.
Deci după 11 septembrie au crescut recrutările, de au ieșit, deci s-au dus. Se duc. Ideea e că se duc ăia. Și chiar asta vedem, că se duc. Da, valorile au rămas încă tradiționale, apărăm neamul. Nu neapărat apărăm. Majoritatea, dacă îi luai să-i întreb, pedepsim, nu apărăm. Da, corect. Da, atunci, ba da, în sensul că apărăm, nu că apărăm democrația, apărăm folosire defensivă. Da. Păi, asta s-ar putea să fie o lacună, să așteptăm libertarien mai... Deci în libertarien s-a mers pe chestia asta. Dom'le, nu intrăm peste alții. De unde ai scos-o că nu intrăm? Poți intra defensiv. Deci toți sunt pace. Cel puțin pe partea externă. Teoretic, nu intri expansionist. Da, intri agresiv. Asta, nu comiți o agresiune. Asta, asta e neproblematic. Asta, da. Dar defensiv, ori gânditorii noștri au impresia că... Păi ce să caut eu? Păi, principiul agresiunii spune că folosirea forței este legitimă în cutare caz. Păi ce se întâmplă în Rwanda? E, da, e o folosire legitimă. Da. Da, Rothbard, bine, trebuie să, ca să înțelegem și pe ei, că aveau și chestiile astea. Supărare America, mare, da, a intrat peste tot, că așa ce e, s-a întâmplat, nu știu, chestii minore sau nu știu, ne... Sau rămâne asta, justificarea, da. Asta pare să fie o problemă a gânditorilor libertarieni de extracție americană, că se apucă din birou din America să-și dea cu părerea pentru... Nu, din chestie culturală au alte... Din tendința lor de a critica statul... Ei zic să nu vină americanii și noi așteptăm americanii. Nu, de zic, din tendința lor de a critica, de a-și critica propriul stat, tind să-i albească pe unii oameni care chiar n-ar trebui să fie albiți. Și aici mă refer la Rothbard față de Stalin și Mao, la Hummer față de Hamas. Hamas! Hamas care pune copiii în prima linie. Îi compară cu George Washington. Că, așa zice el, el doar... Păi da, da, el nu mi-a zis, uite ce lucrarea, zice ăla. E lucrarea lui, el a Hamas ales. Înseamnă Hamas. Da. Uite, vreau să ilustrez în relațiile interpersonale. Dacă vezi o agresiune, e legitim să intervii sau oprești. Nu? Ca să ilustrăm cum se poate să nu sunt libertarieni așa, să uită, nu îi interesează. Nu e obligatorie, dar dacă intervii, nu e obligatorie. E neproblematic. Și într-adevăr, când oprești o agresiune, e destul de evident. După aia, dacă ai oprit agresiunea și pleci, sau rămâi acolo și deci ești expansionist. Ah, devii tu agresor dacă nu mai... Păi... Omul mai și pleacă. Da, bine, omul stă o leacă, da. O altă chestie pe care o mai zice acum aici este că pericolul atomic și ce mi-a plăcut la ce a spus el este că crezi că e pericolul atomic? Stați să vedeți ce vine după. Adică următoarea tehnologie. Știi, noi până acum am ajuns la arme de distrugere masă atomice. Dar sigur se poate și mai mult, că... De ce nu? Simulări de asta că și dacă pornesc e mergea parcă. Nu știu ce scenariu aveam în vedere, că nu se duce pământul, știi, la... Iar dacă ar fi început, știi, între ruși și americani, așa. Nu a arătat umanitatea. Sau și scenariștii aia, Herman Kahn și prin... Aia de la, cum se numea institutul ăla? Ăla cu analiză strategică, de care făcea mișto Dr. Strangelove. Nu mai știu. Deci făceau simulat și nu era toată planeta. Ok. Nici bine nu era. Ce înseamnă că nu era? Era 80%? Interesul oamenilor este să nu moară ei înșiși. Nu mă interesează statisticile. Minciuni sfruntate și statistici. Ha. Nu, dar chiar și acolo mai rămân. Și o altă chestie pe care aș spune că din experiența cu oamenii aș zice că mai să răcește un pic argumentul ăsta al Hummer cu democrațiile liberale, este că nu ia în calcul puterea propagandei. Da, adică, da. Vedem, aici avem un război la vecini, da? Când fac unii crime de război, haoleo, ce criminal e, când fac alții crime de război și sau acte de terorism, da? Oh, ce bine le-a făcut.
Deci n-aș... Nu, cred că zice media asta, mai degrabă ăștia pe Facebook. Și media se... Așa că statul de cine? RAND Institut. Cum se numește așa? Da, ba da. De strategie militară, de nu știu. Da, nu mai știu de la ce venea acronimul, da, ăla e. Hai să-i dăm condițiile alea dacă nu mai venim nimic. Sau mai vrei ceva la nucleare? În concluzie? Nu. În concluzie, ce mi-a plăcut aici e că mi s-a părut că Hummel zice că soluția la armele nucleare este tot cu armata, lasă armata la o parte. Asta e. Deci nu, măcar nu a comis-o la fel ca alții care zic nu, trebuie să renunțăm la armele nucleare. Că își dă și el seama că nu se poate. Care soluția lui? Ce zice? Armata. Trebuie să renunți la armată. Trebuie să renunți la oameni care au... Că el, asta mi-a plăcut și mi se pare că l-aduce un plus față de alții. Spune că dacă ai o armată în picioare, armata aia are o motivație să aibă război. Asta deși, le mână și cu complexul militar care deși ține lobby-ul. Deși. Același argument mi se pare că noi îl aplicăm diferit, nu? Că atunci când am vorbit de agenții de protecție, am spus așa că agențiile alea de protecție, pentru ele cel mai bine ar fi să nu fie nicio crimă sau să fie una, două de sămânță, că așa fac ei cei mai mulți bani. A zice că la fel ar fi și armata în situația asta. Ei, ca să facă bani, ar trebui să existe amenințarea unui război, dar el să nu se întâmple, că dacă se întâmplă, pierd bani, teoretic. Și atunci trebuie să ai grijă la propaganda, asta zici tu. Să nu înghită toată lumea PR-ul ăsta înfricoșător. Ba, spune că tocmai ca să facă bani armata, ar trebui să... Uite-te la noi, da? Noi suntem mai favorabili unei armate permanente față de libertarienii americani, pentru că îi avem pe ruși lângă noi care ne amenință. Numai prin prezență, da? Nu vrem să nu fie centralizată. Eu cred că soluția nu trebuie... Nici gherila, nici armata permanentă nu sunt legate de vreo ideologie. Asta e chestie ca la oale de descoperire, știi? Unii te apără, uite, cum mă aperi? Păi te apăr cu armata permanentă, tu cum? Eu te apăr cu gherilă. Vin și... Deci nu e ideologic, așa mi se pare. Alții au... E o chestie de tactică militară. O miliție bine în armată. Departamentul de bombe atomice, drumul tabel. Nu, da, argumentul... Da. Divizia atomică. Argumentul cum era aici este că e destul de greu să ții toată infrastructura de produs, menținut și eventual aruncat bombe atomice. Tu te gândești la aia de stat, știi? Nu, și ideea e că îți trebuie așa de multe resurse încât e mult mai ușor unui stat. Pe când dacă ai avea divizia drumul taberei de arme atomice, ar putea să aibă mai puține, să mai stădească dacă le mențin. Cu ăsta începe Hummel capitolul, faptul că o armată puternică, cum e asta a Americii, are niște costuri care depășesc cu mult bugetul lui Exxon. 700 de miliarde, nu? Exxon avea 90. Da. Zi punctele. Bun. Deci, zice așa că o societate anarhistă ar putea să fie stabilită în... N-ai mai zis stat anarhist? Da. Deci ăsta e termenul cheie. Societate. Societate. O societate poate fi cu stat sau fără stat. Cu următoarele idei. Să fie... Cu următoarele particularități. Să fie fondată într-o zonă care e dominată de democrații liberale. Societatea în sine să fie dominată de valori liberale, societatea să mențină legături, relații puternice, atât din punct de vedere social și economic, cu vecinii săi, să nu aibă societatea respectivă, să nu aibă tensiuni mari interne la nivel religios sau etnic. Toți etnostatiștii din lume în clipa asta au zis: ce? Stai, sună bine. Așa.
Nu, ci doar să nu aibă, nu că să fie... Să n-aibă un gust. Da. Poate înțelege greșit. Oh, îmi place libertarianism. Societatea să nu fie stabilită, nu, într-o zonă, asta e antiliberlant, din păcate, să nu fie fondată într-o zonă de dispută teritorială de pe termen lung. Pe ce, asta mai e pe... Ce? Dispută? Liberlandul? Păi, da, e tot în primul în rând, e dispută între, între Liberland și restul. Și e dispută și între state, că altfel n-am mai ce să caute Liberland acolo. Nu, nu. Societatea să fie fondată prin... să fie fondată de indigeni, de o mișcare locală. Da, să nu vină... Să nu vină, de exemplu, o chestie de genul Free State Project. Deci să nu vină non... Să nu vină imigranți cu ideile respective. Că să nu fie impusă de o forță. Că atunci ar apărea probleme. Da, și să nu fie impusă de o forță. Cred că la state se gândeam, da, adică da. La state, nu atât la imigranți. Exact, anti-expansionism, știi? Să nu vină cineva să-ți bage. O facem noi românii. Și să fie stabilită cu consimțământul. Aici și el zice că asta e partea care pare cea mai grea, cea mai grea în momentul respectiv. Să fie stabilită cu consimțământul statului care controla teritoriul respectiv înainte. Nu e așa grea dacă populația devine libertariană. Asta e. Inclusiv angajatul la stat o să fie. Singurul fel prin care chestia asta s-ar putea, adică singurul drum ca să ajungem acolo, ăsta e, tot populația să devină libertariană. Păi sau măcar majoritatea. Oricum, ăsta e singurul drum. Și ai deja niște exemple, de-am vorbit noi cu Tudor Iliescu, există zone, ok, economice, dar care sunt destul de libere în niște țări și trebuie să, până una alta, se supună doar legilor penale din statul ăla. Dar în rest sunt... N-ai taxe, n-ai. Sunt destul de liber, da. Da, tu mergi puțin mai departe, mai... Uh-huh. Adică tu dizolvi statul ăla de acolo. Da, vreau zic că ai un fel doar de... Doar se închiriază... Da, e mai aproape. Vrei să-l și evacuezi. Da, e mai aproape, da. Uite, mă gândeam la ăla, trebuie să fii înconjurat de democrații liberale. Da, pe... Nu știu, în Europa ești înconjurat de... Cred că ești înconjurat de democrații socialiste, nu de democrații liberale. Nu există nicio... Pentru că nu există nicio țară liberală în lume, în sens de liberalism clasic. Teoretic, statul Kansas ar putea fi înconjurat de o democrație liberală. Cred că dacă îl iei pe la sânge. Da, da, sunt mai apropiate statele alea americane. Roșii. Uite, o precizare ca o concluzie ar fi că problema pe care și-o pun oamenii, dar ce am face noi românii, care, ca o paranteză, sunt supărați pe străini de obicei. Dar, și repet observația asta, dacă vine un român pe care nu-l cunoști, este la fel de străin, are alte valori. Dacă vine un exact străin, nu știu, un neamț, un elvețian, să cumpere terenurile din țară, e cam același lucru dacă le cumpără Dragnea. Există atașamentele astea. Există atașamentele astea, dar altă era punctul meu, că acum îți pui problema ce te faci față de o forță mare de afară, dar ce ne facem noi astăzi cu forța mare de la noi din casă. Statul care ne impune vrute și nevrute, nu te întreabă, s-a dat o lege. Dar de ce ai dat o lege? Ești stăpânul meu? Nu ești stăpânul meu. Nu-l percep doar libertarienii, percep ca pe un agresor. Păi, exact. Și ce facem? Cum zicea Tudor, sunt statolatri, știi de ce? O chestie bună. O chestie care face mult bine. Face mult bine până când se întâmplă ceva și singura soluție de obicei este să ieșim în stradă. Ok. How is that working for you? Uite, am mai lucrat, l-am mai dat jos pe nu știu cine. Poți să zici că am mers. În ultima vreme. Da, mai ținut. Dacă tot ne plac statisticile, să vedem cum arată legile astăzi, câte sunt, cât de controlatoare sunt legile și cât de multe au fost rezolvate cu ieșit în stradă. Așa. Revoluția română ți-a dat bobânacul. Țac! Ți-a dat libertatea. Da, dar uite, a trecut timpul și s-a uitat. Da. Asta cred că era problema, că mai zisea din aur, că trebuie să ai o...
un benchmark în funcție de care faci corectura. Dacă tu nu ai benchmark ăla, pentru tine, dacă tu nu ai de Bruce Lee, de exemplu, mare karatist, mare, tu zici cum fu, e unul care bătea bine la mine în clasă, știi? Ăla era, ăla e reperul, știi? Nu e posibil să fie alții mai mai. N-ai acea viziune. Orice zic libertarienii că se poate și mai bine, așa cum putem scăpa de o lume fără sclavie, fără să modifici natura umană, trebuie să modifici doar preferințele culturale. De se poate, asta e ideea, se poate. La fel și aici, hai să scăpăm de porcăria asta care e statul, știi? E organizația mafiotă, hai să scăpăm de aia. Se poate, deci nu e... Nu trebuie să scăpăm neapărat de coordonarea între oameni care vor să conlucreze și să... Nu, niște caricaturi, că stai singur și nu. Exact. Ideea e că decizi tu cu operarea, nu? Știu eu ce întrebare punem. Care era al treilea stat? Răspuns capcane, nu era. Nu era niciun al treilea stat. Vietnam, Cambodgia și Laos. Astea erau toate. Întrebarea pe care o punem este să ne scrieți jos în comentarii după ce se termină emisiunea. Unde credeți că ar putea, atât geografic sau dacă vreți geopolitic, naște libertarianismul sau anarcocapitalismul? În ce zonă, în locul cărui stat sau în ce zonă? Ușoară, drumul Tabrei. Controlată astăzi de un stat. Și dacă e drumul Taberei, e prea mică, nu ține. Încercați alta. Lacul Mori, măcar. Nici măcar acolo s-a băgat ciucul înainte de cap. E cea mai centralizată. E, știi câte camere de... Deci a pus security acolo... De 1984. 1984. Deci asta vorbim să ne spuneți. Unde? Unde credeți că s-ar putea? Pentru Costel Stăvărache, Alexandru Chiriac, eu am fost Valentin Băceanu, ne-am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. La revedere! Alizi!